Daunele au fost calculate de reprezentanții Secretariatului Parlamentului, care au anunțat că îmbrâncelele deputaților și stropitul cu apă a dus la deteriorarea a două microfoane și a unei tablete, care îi aparținea președintelui legislativului. Avem produse cu defect total în valoare de peste 16.000 lei și cu defect parțial în valoare de peste 46.000 lei. Ca urmare a celor întâmplate, în ședința de joi, conducerea Parlamentului a cerut să fie inițiată o anchetă pentru a se stabili cine se face vinovat, nu înainte însă de a ironiza situația creată. De ciudă că nu eram eu, ori nu știu cine, mi-au rupt și microfonul președintelui Parlamentului. Continuăm așa permanent, atunci nici n-am să avem de grabă din nou unde munci. Însă căutăm să închiriem clădiri. De cealaltă parte, locuitorii capitalei spun că deputații care s-au îmbrâncit au dat dovadă de un comportament inadecvat. Este lume nu educată, n-au 7 ani de acasă, nimic n-au, șerpi judecă pe televizor, pe priomnici, toate prostiile. Mi s-a ridicat tensiunea și am băut. Nici nu vreau să-i ascult, nici nu vreau să văd. Fac ciup, ciup, ciup și văd grânci. Dar ei și vor în Parlament, eu nu înțeleg ce vor în Parlament. Ei au leafă normală, sed la caldă. Eu nu înțeleg și vor și nu le ajunge lor. Nu înțeleg și nu le ajunge lor. De ce să bat și pentru ce să bat? Fiecare vor să iei locul fotoliul lor și să răiască o viață mai bună. Proștii parlamentari s-a mai drale. Și cei care au fost în Parlamentul anterior toți s-au bătut. Ce împart ei? Banii împart. Trebuie să așez la o masă rotundă, să înțeleagă, să vorbească între dânșii, să discute, să spui la care să fac ceva și pentru oameni. Joi, în plenul Parlamentului, au avut loc mai multe altercații și îmbrânceli între deputații PSRM, Partidul Platforma Da și PAS.